Ziua bună. Cum este viața la izolare? Putem să facem zilele astea niște zile de chin, de calvar și să ne plângem de faptul că nu putem ieși afară când e vremea frumoasă. Sau le putem face niște zile câștigate, niște zile profitabile pentru noi și în mod deosebit pentru sufletul nostru, pentru relațiile noastre, pentru uh, curăția, pentru igiena sufletească de care toți avem nevoie. Această perioadă de izolare se reflectă la fel de bine și în textul pe care îl avem de citit astăzi, pentru că vom citi din Luca, din capitolul 4, unde începem să ne uităm la viața publică a Domnului Isus. Însă el nu și-a început lucrarea pe o scenă, înconjurat de mulțimi, adulat de fani, ci din potivă, prima activitate Prima slujire a Domnului Isus Isus a avut de-a face tot cu pregătirea sa personală, și anume este vorba despre ispitirea Domnului Isus sau perioada de pregătire a Domnului Isus în pustie. Textul pe care urmează să-l citim din Luca 4 subliniază faptul că Isus însuși a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în pustie. E important în perioada asta de izolare pentru noi, trebuie să știm că Dumnezeu e posibil să aibă un scop special pentru noi, pentru ca să ne facem timp să-L căutăm pe El și să căutăm inima și fața lui Dumnezeu. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, aflăm în Textul acesta validează practica spirituală a apostolului. El ne arată că însuși fiul lui Dumnezeu venind în lumea aceasta ca om, a considerat că e nevoie de o perioadă de renunțare la mâncare, la alte plăceri, la alte privilegii și în perioada aceasta să ne focalizăm atenția noastră asupra lui Dumnezeu. Postul lui Isus cuprinde chiar și izolarea. Suntem în perioada Postului Mare, Postului Paștelui, și e important să căutăm, să învățăm de la Domnul Isus lucrul acesta. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Isus i-a zis, înapoi a mea, satano, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim. L-a așezat pe strea acoperișului templului și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, că ce este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Observați, vă rog, ispitirea subtilă pe care vrășmașul, diavolul, o pregătește împotriva Domnului Iisus. El nu i-a cerut să comită niște păcate îngrozitoare, scandaloase. Diavolul vine de multe ori sub forma unor gânduri subtile care ne trec ușor prin minte și care sunt comune tuturor oamenilor. Dorința de putere, dorința de bogăție, dorința de a ne simți noi bine, de a urmări doar interesul nostru, de a ne arăta noi puterea și faima noastră înaintea oamenilor. Diavolul vine la Domnul Isus cu armele acestea, care, repet, sunt comune tuturor. Important este să reținem. Isus i s-a împotrivit, folosind chiar cuvântul lui Dumnezeu, citând din Scriptură, din Vechiul Testament și amintindu-i diavolului și probabil amintindu-și sieși că misiunea sa este una mai importantă. Că el a venit în lumea aceasta nu să caute plăcerea, ambițiile, faima, slava sa personală, ci să caute gloria lui Dumnezeu. În perioada aceasta Apostolului postului Paștelui e bine să ne amintim și noi, suntem supuși multor ispite. Ne-am retras, ne-am izolat, ne rugăm, ne închinăm, postim, pentru că dorim să trăim după voia lui Dumnezeu. Acum urmează să citesc un pasaj mai lung care reflectă începutul lucrării publice a Domnului Isus. Este momentul în care Isus își anunță misiunea sa, este platforma sa, program, dacă vreți, este obiectivul pentru care a venit în lumea aceasta și uh, el citează din Cartea Profeților, veți vedea foarte frumos, el apelează la prorocul Isaia, merge în sinagogă, citește din Cartea Profeților exact pasajul care se referea la lucrarea lui Mesia. Isus plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oamenii în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? E momentul să ne oprim puțin aici. Isus tocmai și-a anunțat misiunea sa publică, a spus că el are o veste bună. Asta înseamnă cuvântul Evanghelie, o veste bună. Vestea sa bună era că Dumnezeu venea să aducă vindecare, să aducă mântuire, să aducă eliberare, să izbăvească pe cei care erau în robia diavolului și a păcatului. Scena este magistrală, Iisus anunță, proclamă lucrul acesta. Oamenii sunt uimiți și Iisus chiar le spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte înaintea voastră. Fără echivoc, Iisus spune, practic, eu sunt Mesia cel așteptat. Dar după aceasta, Iisus nu încearcă să lingușească audiența, să îi facă pe oameni să uh, îl urmeze de acum și să devină el un predicator popular printre oameni. Din potrivă, Domnul Iisus Iisus pornește cu un avertisment care veți vedea se sfârșește cu o împotrivire mare din partea ascultătorilor care chiar încearcă să îl omoare pe Iisus la începutul lucrării sale. Era o atitudine de autoneprihănire pe care oamenii foarte ușor o pot afișa atunci când perceptele lor, când așteptările lor religioase nu sunt respectate de către cineva. În textul acesta, Isus este incisiv, este foarte direct, este foarte radical. El se luptă cu naționalismul, cu falsa pioșenie, cu confuzia pe care oamenii o fac. O, eu dacă sunt dintr-o națiune, dintr-un popor, eu sunt deja într-o stare mai bună. Iisus le spune evreilor care erau din poporul evreu, dacă aveți ca tată pe Avram, nu-i de ajuns. Trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu cu toată inima. Isus le-a zis, fără îndoială, îmi veți spune zicala aceasta. Doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vezi zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Pa încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul ca să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din serepta Sidonului. La o femeie păgână, le spune Iisus. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățat afară de Naaman, sirianul. Iarăși un păgân. Și ascultați acum, toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Iată așadar, împotrivirea la mesajul Domnului Iisus Hristos a fost destul de puternică chiar și înainte de perioada răstignirii sale. Continuăm citirea cu câteva pasaje care acum reflectă puterea și divinitatea lui Iisus Hristos s-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătora lui pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duc de drag necurat și care a strigat cu glas tare, Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis, Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Toți au rămas cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă și a intrat în casa lui Simon, soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La Sfințitul Soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească, să nu plece de la ei. Dar El le-a zis, Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis și propăvăduia în sinagogile Galilei. Preibiților, în această zi, când medităm la cuvintele acestea frumoase ale Domnului Iisus Hristos, aș vrea doar să vă sfătuiesc să priviți la modul în care El își descoperă slava. Mai întâi, se pregătește pe sine însuși, căutând prezența lui Dumnezeu în închinare, în singurătate. Apoi se împotrivește diavolului în mod personal cu viața lui, căutând să trăiască după voia lui Dumnezeu și biruindul pe diavolul. Apoi spune mulțimii despre misiunea și chemarea pe care o are de la Dumnezeu, pentru că apoi să vorbească cu înțelepciune de la Dumnezeu, să slujească cu putere de sus și în felul acesta să le arate oamenilor că el nu era un om oarecare, nu era un întemeietor de religii, precum a fost alții în istorie, ci el venea cu putere, cu autoritate, cu slavă de la Dumnezeu, pentru ca să le aducă oamenilor această veste bună. Capitolul acesta arată deja în mare măsură împlinirea platformei programului lui Isus. Duhul Domnului este peste mine, spunea el, să vestesc o veste bună din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Fie ca această veste bună să te încurajeze și pe tine astăzi. Să trăiești cu bucurie și cu credință că Dumnezeu, în dragostea Lui, te iubește și îți dă viață prin Isus Hristos.